Bună seara, Florin Tănase, din nou omul meciului pentru a doua oră consecutiv. Cu siguranță însă ți-ai fi dorit și un altfel de rezultat, dincolo de acest titlu de om al meciului. Da, normal. Cel mai important era să câștigăm astăzi, să ne distanțăm în fruntea clasamentului. Din păcate, nu am reușit să marcăm mai multe goluri. Parcă Denis nu ți-a mai ținut așa companie? Nu. O parte a terenului a fost înghețată și cred că de aceea nu... Când a fost prima repriză aici, pe partea lui a fost înghețat. Am combinat acolo sus, dar ne-a lipsit finalizarea. Nu am tras la poartă. Deci spui că suprafața de joc v-a creat în multe momente ale meciului probleme. Nu v-a lăsat să vă exprimați la adevărata valoare. Da. A fost înghețat o parte din el. Totuși replica lor nu v-a surprins. Iată, au condus, ați preluat voi conducerea, au revenit și ei, adică nu s-au lăsat. V-a surprins că nu s-au demoralizat, n-au descurajat? A fost acel șut deviat, după care noi nu am mai reușit să punem în pericol poarta lor. O să analizăm. Trebuie să ne obișnim cu aceste meciuri, cu echipele care se strâng pe 16 meciuri, pe 16 metri. Și pe 16 meciuri acum, că e, da, se joacă din 3 zile, da. Sincer, nu mă așteptam ca ei să joace așa, dar asta este. Apar surprize. Un jucător cu vechitate deja la FCSB. Cum ți se pare această omogenitate? Sunt tot felul, o să întrebăm și pe mister, sunt tot felul de schimbări de la un meci la altul, și în centru, și în linia defensivă. Suferă puțin omogenitatea asta? Cu excepția, nu știu, a 3, 4, 5 jucători, restul pot fi nu mutați. Nu putem să zicem că suferă, pentru că au fost meciuri în care ne-a ieșit și sunt meciuri în care pur și simplu nu ți iese. Cred că în seara asta am greșit pentru că nu am tras mai mult la poartă. Da. Cum vezi competiția aceasta pentru primele locuri? Adevărat, vine play-off-ul, de iată CFR-ul nu vă lasă în pace deloc. Da, ne așteptam. O luptă încinsă, cu siguranță se va juca până în ultima etapă. Mulțumesc, felicitări încă o dată pentru acest titlu. Salutare, Ovidiu. Cum ai caracteriza meciul din această seară? Bună seara. Cum să-l caracterizez? Un meci ca oricare altul, pe un teren bun, pe jumătate, pe jumătatea alaltă, înghețat, unele zone înghețat, unele așa, un meci frumos. Dar presupun că ai mai jucat și pe alte terenuri, unele chiar mai da, am jucat și grele decât acesta. Pe vremea care este la noi în țară, în momentul de față, este, eu zic că este un teren ok, care s-a putut să se joace un fotbal destul de bun. Deci nu din cauza asta n-ați câștigat voi, că anumită parte a terenului nu v-a lăsat să vă desfășurați. Ne luăm de teren sau nu știu ce. Spune-mi de gol, ți l-ai trecut tu în CV sau crezi că trecut, opera știu, lui Duso? Eu am centrat, acum nu știu dacă mi se pune mie sau nu știu. Eu am contribuit și eu acolo un pic cât a fost. Da, jumătate e al tău, n-are nimeni cum să conteste. Cred că da. Dacă nu chiar mai mult decât jumătate. Nu știu, cred că da. Da, dar ești dezamăgit de rezultat sau crezi că până la urmă e rezultatul corect conform? Pot să fiu dezamăgit pentru că am întors scorul, am fost conduși 1-0 și am întors scorul. Am avut momente bune de joc pe toată perioada jocului, am întors jocul, am avut 2-1, trebuia să ținem de rezultat, dar din păcate acesta este fotbalul. Uh-huh. Ne-au egalat și am continuat să atacăm, să dăm gol, dar nu am reușit. Tu pe câte posturi mai de gând să joci? Adică portar nu te-am văzut, dar probabil că te vom vedea și eu pe acolo. Fundaș dreapta, va central, bala închidere. Îmi doresc să fiu sănătos. Acum, unde este nevoie să joc, voi intra să-mi fac treaba cât mai bine, să-mi ajut colegii să câștige și mai departe, nu știu. E adevărat că te sacrifici în sprijinul echipei, dar tu unde funcționezi cel mai bine și nu știu când afli că vei juca dreapta, central, eu, cu câte zile înainte? Pe poziția de fundaș dreapta, nu știu dacă mai țineți minte, primul an când am venit la Steaua cu domnul Reghe, m-a folosit primul meci fundaș dreapta în Europa League cu Zurich acasă, nu știu dacă mai țineți minte. Sincer, în momentul ăsta nu mi-am adus aminte. De atunci am jucat numai fundaș dreapta, m-a folosit domnul Reghe și am făcut-o destul de bine, așa zic eu. După aia, poziția mea normală este mijlocaș central, dar pot să joc și fundaș dreapta. Nu aș zice nu dacă
Antrenorul vrea să apeleze la mine fundaș dreapta, de ce să nu joc? Dar în contextul echipei, aceste schimbări care te vizează pe tine, nu-ți creează mari probleme vis-a-vis de automatisme, de poziționări? Nu, de ce să-mi creeze? Pentru mine este foarte bine că am de învățat lucruri noi pentru mine, dar de momentul de față nu este un lucru nou pentru că am mai jucat și am repere, știu ce trebuie să fac și să fiu sănătos, contează cel mai mult. Da, ce spui de CFR Cluj? Vă suflă în ceafă, ați văzut? Mai sunt meciuri de jucat, mai avem de jucare turul, după aia în play-off, mai sunt meciuri multe de jucat. Noi să luăm fiecare meci în parte și vom vedea până la final. Seara liniștită! Mulțumesc, la revedere! Salutare, câteva concluzii după această remiză dintre Viitorul și FCSB. Bună seara, în primul rând. Da, nu ne-am atins obiectivul în această seară, cele 3 puncte, dar nu avem ce să facem. Mergem înainte, cu acest punct mergem acasă și de mâine luăm de la capă și ne pregătim pentru următorul meci. Cum îți explici că nu v-ați atins obiectivul? Am înscris de 2 ori, dar din păcate am primit și 2 goluri, așa că nu avem ce să facem. Te-ai simțit frustrat? Ai încercat o frustrare la golul al doilea marcat de Viitorul Erei pe minge și a fost acea deviere? Da, s-a întâmplat. Da. Asta este. Din păcate, cred că Miron a deviat mingea și nu avem ce să facem. Dar erai pe minge, nu? Dacă nu intervenea Miron acolo. Eu așa cred. Da. Din câte... Și ce simte, repet? Ce simte un portar? Normal că sunt frustrat. E normal, am luat 2 goluri, sunt frustrat. Nu e... Îmi doresc să primesc cât mai puține goluri, adică deloc. Și dacă primesc pe primul, încerc să nu mai primesc pe al doilea. Am înțeles. Da. Ai avut și niște intervenții foarte, foarte reușite, parcă de la meci la meci ești și mai bun și mai sigur pe tine și vreau să te întreb ce anume ți-a dat această constanță, faptul că ai fost în cele mai multe meciuri titular, faptul că ai prins experiență, care dintre acestea contează cel mai mult? Da, jucând meci de meci, prins și experiență, prins și curaj, e ceva normal jucând meci de meci, așa că când stai pe bancă, n-ai de unde să capezi nici experiența și nici constanța. Cum vezi acest sezon pentru FCSB după tot ce ai trăit, că ai câțiva ani la această echipă? Este un sezon greu, trebuie să facem cât mai multe puncte până intrăm în play-off și acolo în play-off trebuie să câștigăm lupta. Ție cum ți-a fost în poartă? Pentru că jucătorii de câmp au mai alergat, s-au mai mișcat, unii au mai ieșit, au mai îmbrăcat o geacă, au intrat alții, dar tu ai rămas așa, ca o stâncă solitară, așa, asta, în poartă. Asta nu este meseria, asta e anotimpul, trebuie să mergem mai departe. Este frig, dar ne încălzim pe parcurs, ne mai mișcăm, nu avem încotro. Și iar la vară vă încălziți cu totul luând titlul? Doamne ajută să câștigăm titlul și să reușim să ne bucurăm la final. Seară bună! La fel, așa.